Mă bucur că putem să continuăm studiul nostru despre unitatea în Hristos și astăzi avem subtitlul Unitatea în închinare. Am văzut că Dumnezeu ne-a creat în diversitate, dar la rădăcina tuturor lucrurilor care omul le face este identitatea lui. Și această identitate determină absolut tot ce face omul în viața lui. Și și închinarea care de fapt este începutul actului de a lua din Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a creat pentru a lua, ci ne-a creat pentru a da. Când Dumnezeu face ceva, El trebuie să dea celui creaturi scopul pentru care îl face. Și omul a fost făcut să întrețină viața pe pământ. Așa cum știm după lege că totul trebuie să funcționeze într-un circuit, acolo unde lucrurile încep, acolo trebuie să se termină. Dumnezeu fiind acel Dumnezeu de la care totul pleacă și la care totul se întoarce, care totul trăiește din El și pentru El. De aceea, când El a creat Pământul și cercul Pământului, El a pus pe om să fie începutul acestui cerc pentru Pământ, acestui cicluit pe Pământ. El trebuia să fie unica legătură cu Creatorul. Toți trebuie să fie legați de Creator. Însă, adică întregul Univers să fie legat de Creator, Însă, Dumnezeu a făcut ca să fie câte un reprezentant al fiecărui pământ, al începutului fiecărui cerc, și pe aceasta l-a luat pe om pentru pământul nostru. Și omul trebuia să ia pentru ca să dea. Animale luau pentru ca să dea. Plantele luau de la animale pentru ca să. De a pământului. Pământul ia ca să aducă un rod. Și rodul acela se întoarce la om, de la care totul a pornit, și el dă, prin mulțumire și dând socoteală pentru administrația sa, totul înapoi la Dumnezeu, în circuitul Divin. Aceasta este legea și felul cum Dumnezeu ne-a făcut să funcționăm. Și închinarea era pentru Adam să ia din Dumnezeu pentru ca să dea mai departe. Închinarea era ca el să funcționeze și să întrețină întregul pământ. Absolut tot ce se întâmplă pe acest pământ a fost făcut dependent de Adam. Dacă el rămânea credincios închinării, dacă el n-ar fi păcătuit la închinare, atunci el ar fi rămas și noi, astăzi, n-am avea suferință și am fi în deplină armonie cu toții și cu Dumnezeu. Deci, închinarea este acel lucru în care noi știm că suntem chemați pentru o lucrare. Toți care se roagă pentru ei și pentru mântuirea lor și vor să aibă o conștiință curată pentru ei. N-au înțeles, de fapt, că noi nu pentru noi am fost creați. Noi n-am fost creați pentru noi să fim în ceruri. Noi am fost creați să fim dragoste, așa cum este și Dumnezeu, să facem totul din dragoste. Și dragostea nu se cunoaște, adică nu își caută folosul ei. Iar noi, în închinare, n-am înțeles că avem o slujbă de făcut. Iisus Hristos, exemplul suprem al închinării, ne arată în Isaia 50 că El a venit să facă o slujbă. Zice așa în versetul 4, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel dobru de, de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Deci ce este închinarea? Să ascult, să știu ce am eu de făcut. Dar noi astăzi noi mergem și credem că atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, noi îi dăm ceva. Satan a știut când a venit la Isus Hristos ce înseamnă închinarea, pentru că a zis, uite, toate aceste uh, lumi, adică aceste țări, pe acest pământ, ți le dau ție. Doar închină-te, ia-le de la mine. Dar Isus știa că nu sale lui. Dar satana știa ce este închinarea. Și aici El ne fintează pentru că noi nu știm ce este închinarea. Noi credem că închinarea este a merge la Dumnezeu să îi aducem ceva. Nu! Tot ce putem să-i aducem lui Dumnezeu este la sfârșit roada. Dar noi mergem ca să luăm din Dumnezeu, să ne dea ca unui ucenic lucrarea care avem de făcut, puterea necesară, înțelepciunea necesară ca să ne putem împlini scopul. Închinarea, dacă eu nu mă văd, copila lui Dumnezeu, de aceea el a spus, Tatăl nostru care ești în ceruri, dacă eu nu mă văd copila lui Dumnezeu, dacă eu mă rog, rugăciunea nu are scop, nu are sens, pentru că ea ne-a fost dată, pentru ca să avem ceea ce să dăm. Ea este acel mers, la banca cerului la tezaurul cerului ca să iau pentru ca să pot să dau în pilda din Luca 11 Isus spune foarte clar se duce acel om să ceară pâine dar nu pentru sine ci pentru muzavirii care au venit la el evident că nu bătea la ușa acestui om și cerea pentru sine ceva nu mergea la la Ușă și nu era așa de, de, de oportun, adică nu îi dădea pace vecinului, dar nu pentru sine? Dacă noi căutăm pe noi, dacă noi credem că am fost făcuți pentru noi și pentru mântuirea noastră, suntem greșiți. Pentru că tot cerul, nu, sau întregul univers n-a fost făcut pentru sine, ci pentru a face ceva și fiind Dumnezeu, acela care dă, fiind Dumnezeu acela care e continuu harnic, evident că tot ce este în univers trebuie să fie harnic și să nu-și caute folosul lui. Noi am fost chemați să ne închinăm. La închinare Adam și Eva au păcătuit. E singurul loc unde poate omul să păcătuiască, pentru că omul a luat din altă parte. Și vedem mai departe cum... Acest lucru se potrivește la iertare. Noi am vorbit în săptămâna trecută despre relațiile noastre, și despre iertare nu a mai avut loc, pentru că era un subiect deja atât de vast, care nu poți într-o singură oră sau în câteva minute să-l tratezi în întregime. Și acest aspect al iertării, despre care o să vorbim, nu este aspectul complet dar este un aspect hotărător, bazal, ca să înțelegem iertarea. Pentru că ea are de-a face cu închinarea. Pentru că găsim în rugăciunea Tatăl nostru și iartă-ne nouă greșele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Vom vedea că fără iertare rugăciunea nu are valoare dacă n-am înțeles despre ce este vorba. Iată că noi avem în identitatea noastră greșită cu care ne naștem ideea că suntem Dumnezeu, de aceea când cineva ne face rău, credem că ne face nouă rău. Și atunci noi suntem așa de buni că îi iertăm. Și noi așa credem că este definiția iertării, mi-ai făcut rău, te iert pentru că sunt atât de bun față de tine. Iertarea are aspectul astăzi Că oamenii se văd personal uh, vătămați, se văd dacă au fost abuzați sau orice ar fost, furați, zice, mie mi s-a făcut. De atunci, de aceea, ei, când iartă, cred că fac o favoare celuilalt și sunt de foarte multe ori așa uh, motivați să ierte ca să le meargă lor mai bine. Așa că iertăm din egoism. Iertăm pentru că suntem atât de buni la acești mai mici care ne-au făcut nouă Dar există limite. Și atunci unde sunt limitele, unde vătămarea este prea mare, nu mai poți să ierți, nu mai poți să uiți, nu mai poți să depășești. Și atunci ce faci? Cum te raportezi la acela care ți-a făcut rău? Pentru că dacă aceasta este iertarea, mi-ai făcut rău mie și eu te iert, atunci omul nu iese din starea lui de victimă. Și dacă nu iese din starea lui de victimă, nu-i folosește nimic, nici Duhului său, nici Trupului său, că el va rămâne bolnav. Deci care ar fi adevărata natura iertării dacă identitatea ar fi corectă? Dacă eu sunt o ființă creată, cei care mi-au făcut rău, cui i-au făcut rău? Ce înseamnă când eu iert fiind o ființă creată și ce înseamnă când eu iert când sunt Dumnezeu? Am văzut ce înseamnă când sunt Dumnezeu și acum vrem să ne punem întrebarea ce și cum arată iertarea din privința unei ființe create? Pentru aceasta, dorem ca întotdeauna să ne bazăm pe bazele legii și să vedem de ce numai Creatorul poate ierta. Creatorul a creat acest univers. Și nimic în acest univers nu poate să existe din sine însuși, fiecare trebuie să ia ca să dea. Aceasta e legea de bază sau fundamentală, și apoi avem legile secundare, totul depinde de timp, de temperatură, de presiune, de spațiu, de viteză și așa mai departe. Dumnezeu este creatorul și anume este legislatorul. Și dacă Dumnezeu este creatorul și legislatorul prin care el conduce toate lucrurile care se se întâmplă în acest univers, înseamnă că numai împotriva celuia care a dat legea se poate călca legea. Deci evident, călcarea legii nu se poate da, nu se poate face împotriva celui care nu poate să dea lege. De aceea, vedem, noi suntem ființe create. Avem pe acest pământ oameni, animale, plante, materie, sunt toate creaturi și toți dependenți de Dumnezeu fără deosebire. De ce nu poate o creatură să ierte? Și de ce nu se poate călca legea față de o, față de o creatură? De ce nimeni nu poate să calce legea față de mine? Pentru că eu n-am dat legea. Cel care dă legea, da, acelui ai se face rău personal. Dar creatura nu a dat legea, nici nu poate ea este egală cu cealaltă creatură. Dacă eu mă ridic și spun tu mi-ești dator mie ceva, atunci înseamnă că eu mă ridic deasupra celuilalt. O creatură nu deține lucruri care altuia ar putea strica, pentru că ea nu posedă nimic. Ce poate să ți se fure dacă nu ai nimic? Nimeni nu poate să-i facă rău personal, pentru că trupul acesta și viața aceasta nu este a creaturii, este a posesorului ei, este a lui Dumnezeu. Și tot ce dă omul nu de la sine, așa că nu poate nimeni să păcătuiască sau să îmi greșească mie, pentru că sunt o ființă creată. De aceea creatura nu a fost făcută niciodată ca să poată să ierte. Haideți să vedem de ce Dumnezeu ne cheamă la iertare. Dar înainte vrem să vedem, Dumnezeu a făcut pe acest pământ state sau țări. El a clădit biserica și El a făcut căznicia. Și acum, acestea sunt niște autorități care trebuie să administreze legile Lui. Evident că aceste uh, Autorități care Dumnezeu le-a pus, și Biblia vorbește frumos despre aceste lucruri, au luat acel drept al lui Dumnezeu și au pus legile lor în același loc. Dar, încă, Dumnezeu este acela care conduce statele, biserica și căznicile, pentru că sunt instituțiile sale. Dar el le-a dat autoritate, de aceea aceste persoane autorizate pot pedepsi și ierta. De aceea este simplu de înțeles când Iisus spune ciucer săi, ce legământ veți face pe pământ va fi legat și în cer, cu iertați păcatele vor fi iertate și în cer. Pentru că i s-a dat o autoritate, dar nu o autoritate generală, ci una sub Dumnezeu. Și dacă înțelegem legea și știm că un stat Poate să pedepsească, dar poate să dea și grațiere. O biserică are o administrare, ea poate să pedepsească, ea poate să uh, ia consecințe, dar ea poate și să ierte. Încăznicie s-a făcut și am vorbit data trecută. Cei doi au autoritate, nu în unul față de celălalt, ci pentru față de copii, ca să ducă. Afacerea Domnului, instituția Domnului la înmulțire și la o, cum să zic, o lucrare eficientă. Persoanele particulare, fără autoritate, nu pot da pedepse sau ofere iertare. Asta este starea legală. Deci, numai cel care dă lege poate să ierte. De aceea, în Biblie, când Isus a spus. Uh, acelui om bolnav, ologului care a fost dus la el în pat și lăsat prin, prin acoperiș, nu i-a spus, uite, ești vindecat, ci a spus, păcatele -ți sunt iertate. Și cei care au auzit, între farisei, ridicăturari, ziceau, cine este ăsta că face blasfemie? Pentru că numai Dumnezeu poate să ierte. Deci asta e clar. Persoane fără autoritate oameni particulari. Dar atunci de ce suntem chemați să iertăm? Haideți să vedem în om. Omul când a fost creat, a fost pus sub lege, nu era? Ce a fost pus sub lege? Dependența sau libertatea? Când Adam a fost creat, el a fost creat dependent, avea nevoie de dragoste. Nimic și nimeni din acest univers nu poate să trăiască fără o sursă de dragoste aceasta este stabilită de legislator prin lege. Și Adam a fost făcut să ia din Dumnezeu, direct din Dumnezeu. Și el avea în lege o singură sursă de unde să ia și această sursă ca toate lucrurile nu, ca toate sursele nu sunt cu alegere. Ceea ce din această sursă, Adam făcea, era cu alegere. Toate faptele multiple pe care omul poate să le facă: să lucreze, să mănânce, să bea, să doarmă, să vorbească, să râdă, să aleargă sau să meargă, orice face, sunt fapte libere. Legea n-a pus faptele sub lege, ci doar dependența de unde ies toate faptele. Deci condus de lege e dependența. Și atât timp cât Adam face totul din dragoste, indiferent ce face, nu poate să fie greșit, pentru că nu se gândește la sine, este în aceeași duh, în aceeași înțelegere ca și Dumnezeu. Acum, privind la iertare, ce trebuie iertat? Cauza sau efectele? Dependența sau faptele, libertatea? Haideți să vedem. Acolo unde iau este cauza. Faptele noastre vizibile sunt efectele. Și dacă eu sunt o ființă creată, atunci dependența mea este evident de Dumnezeu. Tot ce dau, toate faptele multiple, indiferent care ar fi ele, sunt libere și sunt făcute din dragoste. Dacă cauza este bună și efectele sunt bune. Deci vedem, ceea ce e vizibil are o rădăcină invizibilă. Și Dumnezeu foarte clar prin Apostolul Pavel a spus, noi ne uităm la lucrurile invizibile, nu la cele vizibile pentru că cele vizibile doar dau pe față de unde vin ele. De aceea, dacă cauza este bună și efectele vor fi bune, dar cine hotărăște cauza? Identitatea hotărăște dependența. Identitatea hotărăște dependența. Dacă eu sunt Dumnezeu, evident Lucifer, care a fost uzurpatorul, este sursa mea și atunci eu din el fac fapte, dar acele fapte nu sunt libere, ci sunt făcute din prizonierat. Că lucrez, că mănânc, beau, dorm, vorbesc, râd, alerg, somerg, toate aceste fapte nu mai sunt libere. Oamenii aleargă de nebun, lucrează de nebun, beau de nebun, toate sunt fără control nu mai sunt libere. De aceea, dacă cauza este rea, atunci evident și efectele sunt rele. Acum, aceste două identități, cum am văzut, hotărăsc. Ce hotărăsc? Hotărăsc iertarea. Și acum vrem să ne uităm un pic la pilda pe care Hristos o spune în Matei 18, de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Isus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Cu alte cuvinte, nelimitat. De aceea împărăția celor se aseamnă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi a început să facă socoteala și i-au dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l să vândă pe el, pe nevasta lui, pe copilul și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngădui și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator o sută de lei. A pus mâna pe el și strângea de gât, zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduim și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ce s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut ovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima, pe fratele său. Iată ce pildă serioasă care este comparată cu împărăția cerurilor se aseamănă. În contextul mântuirii, iertarea este un lucru central și de aceea ea trebuie înțeleasă. Ce este iertat? Ce se iartă faptele, adică efectele sau cauza? Și acum evident că ceea ce noi putem vedea este un efect. Și am făcut ceva rău, și avem nevoie de iertare. Omul acesta a făcut ceva rău, a, nu a făcut ce trebuie cu banii stăpânului. Evident, aceasta a adus la niște efecte. Și acum este iertat. Ce îi se iartă? Evident, îi se iartă datoria. Efectele rele se iartă. Nu? Nu mai trebuie să plătească nimic înapoi. Dar oare așa S-a încheiat iertarea și așa o predică mulți pe cruce, uh, crezând că dacă Isus Hristos a murit pentru păcatele mele trecute, prezente și viitoare, atunci eu pot să păctuiesc cât vreau, pentru că oricum toate sunt deja iertate. O, ce neînțelegere mare a iertării, pentru că Iisus zice așa... Acest om a fost iertat, dar prin iertarea lui, cauza rea din inima sa n-a fost eliminată. Și iertarea nu are sens, cum dovedește această pildă, dacă cauza nu este rezolvată împreună cu iertarea. Aceasta e pildă omului nu i-a folosit la nimic că a fost iertat inițial. Dar inima lui nu s-a schimbat. El a rămas Dumnezeu în inima sa, el a rămas stăpân, a rămas la fel ca și înainte. Pocăința lui care zice, Doamne, mai îngăduim că îți voi plăti tot, era o pocăință ne, -a, a, a, genuină, nu care venea dintr-o părere rău, dintr-o părere rău că am acționat cu bunele lui Dumnezeu ca și când ele ar fi ale mele. De aceea, noi trebuie să înțelegem dacă iertarea nu elimină și cauza, atunci ea nu este cu valoare. De aceea, în pildă aceasta, Dumnezeu spune că iertarea trebuie să fie din iubire, din milă. De obicei, când noi iertăm, atunci noi ne facem bine nouă. Și așa suntem încurajați, frate, iartă sau soră, ca să-ți meargă mai bine. Da, când iertăm ne merge mai bine, dar dacă nu iertăm corect, dacă nu vedem realitatea, atunci noi rămânem pe tronul acela în identitatea greșită și nu ne va folosi nimic, pentru că Isus spune așa, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima fratelui său, adică înțelege că toată datoria pe care fratele lui are la el, de fapt este Datoria față de Dumnezeu. Toți banii pe care acest om i s-a iertat, cu care el a lucrat, nu erau a lui. Și când i-a dat semnului său ceva împrumut, n-a dat de la sine. Și atunci, în iertarea pagubei lui, adică în iertarea uh, uh, banilor lui, a intrat și iertarea sau banul care ăsta ai datora lui. Ce oricum nu ți-am dat de la mine și atunci tu dacă îmi datorezi ceva, evident dacă eu sunt iertat și de unde eu ți-am dat, este, cum să zic, eliminat, este, este, echilibrat, nu mai am nicio datorie, evident că nici semnul meu nu mai are nicio datorie față de mine. Dar vedeți, identitatea, dacă eu sunt Dumnezeu, atunci ceea ce eu am împrumutat, e al meu. Ceea ce eu am dat vine de la mine. Și atunci n-am cum să pot ierta din inimă. Pilda este o pildă, dar ea arată foarte clar că nu poți ierta decât dacă iubești pe persoana care a făcut răul și dacă înțelegi că persoana aceea nu ți-a făcut ție, pentru că indiferent ce a făcut acea persoană, că i-ai dat tu și are o datorie sau te-a te bătut sau orice ar fi fost, acea persoană a făcut ceva rău. Da, tu ai simțit, dar a făcut-o posesorului tău, celui cu care tu aparții. Lui i s-a făcut acel lucru, nu ție. Dar dacă identitatea rămâne, eu sunt Dumnezeu, mie mi-ai făcut, înseamnă că eu m-am făcut pe mine, înseamnă că eu sunt nu sunt o ființă creată și sunt un creator. Vedeți, e așa de hotărător să înțelegem, din punct de vedere al legii și al identității, de ce iertarea este pentru mulți foarte grea. Pentru că ei cred că ei trebuie să ierte celui care le-a făcut lor rău. Dar dacă ar ști că le-a făcut Domnului rău ei pot să meargă și dacă Domnul i-a iertat pe ei, îi va ierta și pe ceilalți. Dar noi nici ne gândim să iertăm pe ceilalți dacă ne-au făcut rău. Nici măcar nu putem. Da, putem dacă a fost un păcat mic, dacă a fost o pagubă mică, dar dacă a fost ceva care noi considerăm enorm de mare pentru noi, putem face ce vrem, rămânem robii erorii din inima noastră. Și dacă inima nu se schimbă, iertarea nu aduce nimic. Vedeți, în, în creștinism astăzi se spune că Dumnezeu te-a iertat pe cruce, ai rezolvat iertarea. Dacă așa este, atunci această pildă trebuia să fie scurtată și nu mai trebuia să fie și acel test al acestui om să vadă cine este el în inima lui. Să știți, dacă iertarea nu elimină și cauza, ea este o înmulțire a păcatului. Și atunci Dumnezeu ar face tocmai inversul de ceea ce El vrea să rezolve. De aceea, pentru a ierta cu adevărat, trebuie eliminată cauza neiertării. Și dacă cauza neiertării este eliminată, atunci. Evident că dacă îmi greșește cineva, n-am nicio treabă să-l iert la nelimitat, pentru că am înțeles că nu mi-a greșit mie. De 70 de ori câte șapte, poți să-mi greșești cât vrei, că oricum nu-mi greșești mie. Nu e aceasta enormă libertate? Că Petru a crezut că e foarte darnic dacă zice, îl iert de șapte ori. Nu? De săvârșirea de șapte ori. Nu, Iisus zice, cine ești tu? Tu trebuie să înțelegi că ție celălalt nu ți-a făcut rău. Și atunci poți întotdeauna să ierți dacă tu ești o ființă creată. Pentru că dacă ești o ființă creată, iei dragostea din Dumnezeu și te vei raporta la toți greșiții cu dragoste. Nu cu judecată, nu cu privire de sus în jos. O, iubiților, E așa de profund să înțelegem că în inima noastră sunt niște lucruri care trebuiesc eliminate. Altfel, nu putem niciodată ierta din iubire. În cartea Parabole Domnului Iisus Hristos de Ellen G. White este așa de frumos scris acolo ce noi nu suntem iertați pentru că iertăm ci suntem iertați cum iertam. Asta e toată diferența. Oamenii cred că iertarea, cea care o faci din Dumnezeu, este iertare. Nu. Oamenii pot să ierte, zic că nu mi-ai mi, mi făcut mie rău și eu te-am iertat, până vor ei, pentru că nu vor fi iertați înaintea lui Dumnezeu, așa cum și acest om n-a fost iertat, pentru că n-a fost schimbat în inima lui. Doar atunci când putem ierta din iubire pentru cel care a făcut răul. Iertarea este iertare. Pentru că din iubire Dumnezeu ne mântuiește pe noi, ne iartă pe noi. Și atunci din iubire, iub, nu? iertăm. Iubirea vine înaintea iertării, pentru că trebuie să o am ca să o pot da. Pentru aceea trebuie în inima mea măcar într-un anumit loc să fie distrus euul meu, ideea că eu sunt Dumnezeu. Pentru că din eu sunt Dumnezeu, eu nu pot să iert. Eu voi strânge decât pe celălalt, chiar dacă oficial poate îl iert. În inima mea rămân prizonier. Trebuie crucea trebuie să-și facă întâi lucrarea, înainte ca să-l pot ierta pe păcătos, să mă uit la el când îmi face rău, cu iubirea și cu mila cu care Dumnezeu se uită la mine. De unde să am acea iubire pentru cel care a făcut rău? Dacă n-am luat-o din Dumnezeu întâi. Și atât timp când am firea păcătoasă și nu mai pe ea și nu sunt născut din nou, n-am nicio șansă că din firea păcătoasă Poți să faci ce vrei, iertarea este inutilă. Sper să înțelegem acest lucru. Sper să înțelegem că numai dacă cauza se elimină pentru care eu nu pot să iert, pentru că cred că sunt Dumnezeu, sau pentru care eu cred că trebuie să iert, noi vom fi iertați. Noi vom fi iertați. Nu pentru că iertăm, ci cum iertăm. Aveam acea pacientă într-o zi la care am învățat foarte mult, pentru că a venit și avea dureri de ureche pentru jumătate de an și durea uh, ceafa pentru doi ani jumătate. Și atunci am întrebat-o ce s-a întâmplat. Zic pentru că aceste lucruri vin dintr-un conflict, vin dintr-o problemă apăsătoare. Și am a spus, da, acum trei ani, prietena mea cea mai bună m-a dezamăgit. Și atunci primul lucru care am întrebat a fost, ați iertat-o? Și ce da. Și atunci când a zis ea, da, eu am fost surprins, pentru că am zis, dacă ai iertat, de ce o mai doare ceafă? De ce o mai doare urechea? Și atunci am rugat Dumnezeu în interiorul meu și zis, Doamne, zic, ajută-mă, că nu mai aveam nicio muniție să ajut pe pacient. Și atunci am pus întrebarea care mi-a schimbat toată privirea peste iertare și am spus, o iubiți pe prietena dumneavoastră? Și atunci i-a zis, cum să o mai iubesc după tot ceea ce ea mi-a făcut? Și atunci am avut rezultatul. Dumnezeu mi-a dat o, o explicație fenomenală a iertării. Dacă nu iubești, nu poți ierta. Dar pentru ca să iubești, trebuie să moară firea, ca să iei din Dumnezeu ai acea iubire, acea milă, cum zice aici. Atunci, stăpânul l-a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Dacă noi iertăm din milă de Sine. Nare rost dacă noi nu iertăm din iubire. Iertarea e egală cu zero. Trupul va rămâne bolnav în inima noastră, va rămâne acel prizonierat, va rămâne acel amar care ne va usca și ne va distruge. Dar slavă Domnului că prin Crucea lui Hristos noi putem elimina identitatea falsă. Și cum am văzut data trecută și am să tot repet această lucru, Iisus Hristos a venit pe pământ având două firi. El a fost primul Adam când el a fost zămislit de Duhul Sfânt, jumate din Duhul Sfânt, adică din Dumnezeu și jumate din Maria. El a fost omul Isus. și el a trebuit să trăiască o viață de desăvârșită pentru ca pe cruce să distrugă Eroarea minții noastre, identitatea greșită. Și când el a înviat din morți, el a fost o creatură nouă, al doilea Adam. Și, ca al doilea Adam, el s-a dus în ceruri ca mare preot să ne pregătească pe noi pe pământ, ca atunci când va veni ca Rege și ca Judecător, noi să fim curați. De aceea, iertarea mea aș vrea să o explic. Când eu m-am născut, am avut o singură fire și aceea care a moșnuit-o de la mama și de la tata. Eu am făcut doar fapte păcătoase, indiferent ce faptă bună, până la cruce. Nu are nici un, un lucru bun, pentru că am făcut-o din egoism și făcut -o din mândrie, am făcut-o din identitatea greșită. La cruce, eu dau întreaga mea viață păcătoasă pe 7 iunie 2003 și primesc în locul acestei vieți viața nouă a lui Hristos. Și datorită acestei vieți, eu sunt iertat pentru faptele făcute în trecut. Dacă nu ar veni în viața mea viața nouă a lui Hristos prin Duhul Sfânt, atunci. Iertarea n-ar avea nicio valoare. Dar vreau să aduc o claritate. O iertare poate să fie numai făcută și îndeplinită dacă se îndeplinește dreptatea. Și vreau să explic: Prin ce sunt eu iertat? Pentru că Isus a plătit păcatele mele, cele trecute, prezente și viitoare? De aceasta sunt iertat? Sau pentru că Isus în viața Lui a îndeplinit înainte de cruce o viață întreagă? El a dus o, un sacrificiu al unei vieți drepte. Dumnezeu nu poate să ierte prin pedepsire. Pedepsirea nu poate să elimine nedreptatea. Ea rămâne. Numai dreptatea poate să elimine nedreptatea și eu neavând nicio dreptate înaintea crucii. Eu primesc dreptatea vieții lui Hristos ca iertare, nu pedeapsa lui pe cruce. Pe cruce nu s-a adus ca jertfă pedeapsa pentru păcate, că dacă s-ar fi adus pedeapsa pentru păcate pe cruce, atunci evident că toți care cred că păcatelor prezente, trecute și așa mai departe și viitoare sunt iertate, nu mai trebuie nimeni să facă nimic pentru că totul s-a echilibrat printr-o pedeapsă. Dar printr-o pedeapsă nu se poate aduce dreptate. Da, trebuie ceva distrus și aceea este o pedeapsă când Iisus Hristos suferă distrugerea euului pe care tata împreună cu el trebuie să o facă. Da, el a purtat o, o consecință groaznică pentru eliminarea cauzei. Dar Dumnezeu nu ne acordă iertarea pe baza că Iisus Hristos a suferit, ci pe baza că El a trăit o viață neprihănită. Pe baza aceasta noi suntem iertați. Și de aceea, aceasta ni se dă ca un dar pentru trecut. Dar dacă viața aceasta a lui Hristos nu devine viața mea, adică nu devin și eu iubitor și milos ca și el, atunci e zadarnică iertarea. De aceea eu a trebui să mi se ducă identitatea greșită și după cruce tot mereu trebuie să moară ceea ce mai este nedivin și cel divin, natura divină trebuie să crească în mine până ajung la totala eliberare. Până atunci am mereu nevoie și de iertare. Dar dacă n-aș ajunge la eliberare, atunci lucrarea de mântuire nu este completă. Da, la cei mai mulți oameni, Dumnezeu nu poate, din cauza timpului, din cauza lucrurilor, să o completeze, dar ajunge. Ori unde a ajuns ei, au putut să ajungă. Însă, noi care trăim în acest ultimele clipe acestui pământ, trebuie să ajungem ca să dăm mesajul acestei lumi la desăvârșire. Și eu, așa m-am rugat și azi dimineață, doresc să fiu liber de tot. Doresc să nu mai judec pe nimeni. Doresc să pun la o parte orice. Ce prejudecată sau ceartă sau indispoziție față de cineva sau să vreau să-l forțez să facă binele. Toate acestea vreau să scap de ele. Dar până când scap de ele, am nevoie de iertare și de eliberare. Când Dumnezeu m-a repocăit pe mine și a venit în viața mea. El nu m-a iertat numai pentru trecut, dar mi-a luat toate adicțiile, mi-a dus pacea. Aceasta înseamnă a scos o parte din firea mea. Și de atunci eu învăț în școala lui să devin liber. Dar dacă cu iertarea. Când mă duc să mă rog și confesez păcatul și întreb unde a fost, nu elimin în același timp și cauza. Iertarea nu îmi va folosi la nimic. Pentru că va trebui să devin un om iubitor. Numai aceasta este dovada că iau din Dumnezeu. Numai aceasta este dovada că falsa identitate cu care m-am născut, vinind din Adam, din prima Adam, eu Trebuie să. Trebuie să. A, a dispărut. Dacă nu, ea este tot acolo. De aceea va trebui să pus la probă. Dumnezeu ne va duce în încercări mai mari, mai mici, ca să verificăm, să vedem eu sunt tot Dumnezeu sau sunt o ființă creată. Aici este lupta pe care trebuie să o înțelegem. Și când va veni Hristos, eu voi fi o creatură nouă. El mă va transforma și voi avea aceeași natură care a avut-o și El când a înviat din morți. Dar până atunci trăiesc prin credință în această nouă creatură. Prin atunci îl am în inimă pe Hristos cel nou, pe al doilea Adam, până când El mă va transforma în realitate, în al doilea Adam, adică voi avea a doua viață. Deci haideți să concluzionăm și să vedem care este adevărata natura iertării. Cum arată ea? Aici sunt o ființă creată, alții mi-au făcut rău. Iertarea spune, tu ai rănit pe Dumnezeu în timp ce tu mi-ai făcut rău. Acesta e adevărul, nu-i așa? Că eu sunt al Lui. Voi cere milă de la Dumnezeu pentru tine, că El a fost milostiv și cu mine. Aceasta e pilda, nu? Eu am fost primit cu milă, Așa că vei fi și tu primit cu milă. Aceasta e iertarea din iubire. Și vom fi iertați cum iertăm. Așa zice, tot așa va face și Tatăl meu ce dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fată. Deci, accentul este pentru iertare din toată inima, adică din iubire. De ce m-a iertat Dumnezeu pe mine? Pentru că m-a iubit. Eu și-a dat fiul ca să aducă o viață nouă și nu numai să aducă o viață nouă, cum am văzut în celelalte, iar trebuie trebui să și distrugă cauza vieții prima. Identitate trebuia distrusă și eliminată și prin Hristos, Iisus se uită, Dumnezeu se uită la mine, zice, tu nu mi-ai mai făcut nicio pagubă. Pentru că, iată, în viața lui Hristos nu văd nicio pagubă. Și dacă tu ai acum viața lui Hristos, tu nu mai datorezi nimic. Aceasta e iertarea. Aceasta e iertarea. Dar ea s-a putut face numai pentru că din Hristos s-a eliminat firea păcătoasă. Ca cauză pentru acest lucru. Și atunci dacă eu sunt o ființă creată, eu voi spune la fel celui care mi-a greșit mie, dacă am fost abuzat de tata sau de mama sau orice faptă, oricât de mare ar fi fost, eu știu că nu mi s-a făcut mie și atunci eu pot să spun omului, eu fiind iertat pentru că acum sunt o ființă nouă, sunt o. știu că trăiesc din Dumnezeu, înțeleg că mie nu mi-ai făcut nicio pagubă, tu mie nu mi-ai datorat nimic. Îi datorez Domnului. De aceea mă rog pentru tine să te ierte și pe tine, dar mie nu mi-ai datorat nimic. Eu pot să te iubesc din toată inima, pentru că mie nu mi-ai făcut niciun rău niciodată. A fost firea mea păcătoasă care a considerat acest lucru și această fire vreau să nu mai fie, dacă ea nu mai este, evident că așa voi ierta. Iisus Hristos, exemplul suprem al iertării, a arătat că El n-a trebuit să ierte niciodată pe cei ce i-au greșit, pentru că El nu avea niciodată ideea că El deține ceva a Lui și El, dacă tu nu deții nimic ce al tău, nu poate nimeni să-ți facă pagubă. Nu a considerat că fapta se face lui, a fost reprezentantul Tatălui. Iisus Hristos știa cine este El, avea natura clară, sunt o ființă creată, sunt fiul Tatălui meu, tot ce mi se face mie, se face Tatălui meu. El a fost reprezentantul Tatălui, nu al Său pe pământ, pentru că numai așa funcționează iubirea. Noi am fost puși reprezentanții Lui Dumnezeu pe pământ când L-a creat pe Adam și când Iisus ne-a lăsat, nu ca moștenire, dar ne-a lăsat o sărcinare, el ne-a dat aceeași sarcină, să fim pe acest pământ reprezentanții lui Dumnezeu. Și dacă suntem reprezentanții lui, atunci dragostea lui, pe care noi am trăit-o din el, va ieși afară pentru fiecare dintre semenii noștri, indiferent ce ne-au făcut. Iertarea arată adevărata închinare. Nu e așa? E fantastic. Dacă eu mai țin la cineva ceva care cred că el îmi mai datorează mie personal, înseamnă că nu mă închin lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu mă închin lui Dumnezeu și iau iubirea de la El, atunci știu că nimeni nu îmi datorează mie nimic, ci totul lui Dumnezeu. Dar pentru că eu am avut parte de milă, pentru că eu am avut parte că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Cum aș putea eu să nu mă îndur de acela care a făcut răul? Să nu mă îndur că el a făcut răul din, din robia păcatului. Să nu mă îndur și să-l iubesc așa cum Dumnezeu iubește. Dar aceasta voi dovedi doar când închinarea este adevărată. Pentru că numai o ființă creată se poate închina lui Dumnezeu corect. Pentru că atunci știm sarcina noastră, atunci iubirea pe care o iau din Dumnezeu, ea va ieși afară, față de orice semen, indiferent ceea ce semen vreodată mi-a făcut sau nu. Pentru că iubirea lui Dumnezeu este tot puternică. Ea stă deasupra tuturor lucrurilor, ea suferă totul, crede totul, ea nu, pe ea nu poți să-i faci niciun Rău, pentru iubirea stă deasupra. De aceea? Unitatea în închinare este unitatea în identitate. Și toți care se închină lui Dumnezeu vor ierta semenia lor din inima lor și anume din dragoste pentru Dumnezeu lor, nu pentru ei. Nu ei doar vor ierta pentru că iubesc pe aproapele lor. Pentru că ei nu mai poartă nicio povară. Pentru că au înțeles că în lor nu le s-a greșit. Și atunci ce i împiedica să ierte în adevărat și în realitate? Ce frumos este să devii un om liber și anume în adevărul știind că ești o ființă creată, iubind pe cei care îți fac rău. Numai cine este în închinare adevărată poate să facă aceasta. Cel care nu este în închinare adevărată nu poate să facă aceasta. Și Dumnezeu va dovedi foarte simplu: În felul, cum iertăm, nu că iertăm, că ne închinăm Lui cu adevărat sau nu. Amin.